În această seară, doamnei Anina i s-a spus că este cumva pierdută atunci când e vorba despre relația fiului dumnei ei cu Bia și răspundea doamna Anina, vorbea în living cu fetele și spunea că nu este vorba că este pierdută și că nu-i pasă, doar că există niște etape între doi îndrăgostiți. În care aceștia trebuie să se cunoască, și o mamă chiar nu trebuie să știe toate detaliile care sunt povestite de către cei doi. Mai spunea doamna Anina că ce gânduri are Bia, ce gânduri are Robert, asta este treaba lor și, și le stabilesc ei între ei. A repetat că nu e vorba că ar fi pierdută, pur și simplu nu trebuie să știe toate etapele acestea, pentru că dacă erau afară, le aflau după. Totul trebuie să se întâmple doar între ei doi. O înțeleg în acest punct de vedere pe doamna Anina, ea tot timpul spunea că nu comentează, nu se pronunță, este treaba lor, în ideea că este obligată să vadă materialele, dar nu vrea să știe intimitățile lor, discuțiile lor și mai mult decât atât nu vrea să intervină, să facă amândoi ceea ce simt.